carismatic și nonconformist, talentat, adulat și showman total al tenisului anilor 70. Pe scurt, Ilie Năstase. Cu o popularitate uriașă atât în țară cât și în străinătate, Nasti și-a încercat norocul și în politică. Dar la acest capitol, lucrurile nu au stat așa cum s-a așteptat. La mai bine de 30 de ani de când a făcut acest pas, a decis că e mai bine să-și vadă de ale lui. Am lipsit o vreme, mi-am luat puțin timp după alegeri, m-am gândit foarte bine și e timpul să mă retrag definitiv din politică. Vă mulțumesc tuturor celor care ați corespondat cu mine. Numai gânduri bune vouă și celor dragi vouă. La revedere! Cu drag, Ilie! A scris marele campion pe pagina sa de Facebook. Ilie Năstase, ajuns la 72 de ani, a candidat pe prima poziție a listei UNPR la alegerile europarlamentare de anul acesta. Însă formațiunea condusă de Gabriel Oprea nu a obținut pragul necesar pentru a avea reprezentanți în Parlamentul European. Ilie Năstase a intrat în politică și a candidat în 1996 la postul de primar al municipiului București. A fost senator din partea Partidului Conservator, iar ulterior independent.